În toamna acestui an vor avea loc alegeri pentru noul președinte al României. Deși nu vrea să accepte, cel puțin oficial, Liviu Dragnea va fi cel mai probabil candidatul PSD pentru prezidențiale. Candidatura sa a fost încurajată subtil și vineri, la Botoșani, atât de premierul Viorica Dăncilă, cât și de cea mai puternică doamnă din PSD Botoșani, Doina Federovici. Îmi doresc să aveți încredere și îmi doresc ca împreună să mergem la guvernare până în 2020, iar în primul rând în 2019 să câștigăm alegerile europarlamentare și să avem președintele României, un președinte PSD. Vă mulțumesc și mult succes! Pentru că domnul președinte este a doua oară la Botoșani în ultimii trei ani, domnule președinte, cred că trebuie să veniți și în perioada imediat următoare, dacă se poate, undeva spre toamnă, să vă susținem. Diplomat, Dragnea a precizat că nu a luat încă o hotărâre în acest sens, iar abia după alegerile europarlamentare ce vor avea loc pe 26 mai, PSD va stabili candidatul pentru alegerile prezidențiale. Mi s-a solicitat în mai multe județe, de fapt în toate județele unde am fost, am spus tuturor colegilor, vă spun și dumneavoastră, că așa cum am anunțat, după 26 mai, o să avem o discuție destul de profundă în partid, să stabilim care este cea mai bună variantă pentru prezidențiale din punct de vedere al Alianței, având ca obiectiv câștigarea alegerilor prezidențiale de către Alianța PSD-ul. PNL a anunțat oficial că îl va susține pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat la Palatul Cotroceni.